Sute de elevi din Lupeni au participat astăzi la o activitate informativă despre droguri, trafic de persoane și violență. Continuă demontarea țevilor de termoficare de la termocentrala Paroșeni, iar CEH a scos din nou la vânzare cazanul de apă fierbinte, după ce ultimele trei licitații s-au dovedit a fi fără succes. Astăzi, un tur mobil pentru cățărări a permis unui grup de peste 100 de copii să experimenteze bucuria escaladării, dezvoltându-și abilitățile fizice și încrederea în sine. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile Mondo TV. Câteva sute de elevi de la unitățile de învățământ din municipiul Lupeni au participat astăzi la o acțiune de informare despre consumul de droguri, traficul de persoane și violența. Acțiunea face parte din campania națională Tăcerea e tot violență, vocea ta e soluția, care are drept scop prevenirea delicvenței juvenile și crearea unui mediu sigur în școli. În contextul unei creșteri alarmante a consumului de substanțe interzise, în special în rândul tinerilor și minorilor, această inițiativă s-a dovedit esențială. Elevii prezenți au declarat că informațiile primite le-au fost foarte utile și i-au ajutat să înțeleagă mai bine consecințele acestor fenomene. Am învățat despre cât de periculos este drogul. Este o substanță foarte periculoasă și pericolul care ne se spune pe internet, pe rețelele de socializare. Am învățat că drogurile nu sunt bune și am învățat că unele, unele persoane sunt periculoase din mediul online. Nu este bine să consumăm droguri și nu este bine să ne băgăm într-un anturaj prost. Astăzi am învățat că nu este bine să avem încredere în oamenii de pe internet și că drogurile nu sunt bune. Din curiozitate poți ca să devii dependent de droguri. Astăzi am învățat că internetul este o rețea foarte periculoasă în care se pot face multe lucruri și că adicția de substanțe este foarte rea, care te poate duce până la capătul vieții. A fost un om care a omorât, el a participat la activitatea antidrog și omul ăla chiar a devenit, numai din curiozitate, de la un bal de la școală, a devenit dependent de droguri și au ajuns la un centru de droguri care au putut să se lase. Prin diverse exemple și studii de caz, elevii au fost informați despre riscurile asociate acestor probleme. Informațiile utile au fost prezentate de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara și de specialiști de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Desfășurăm permanent astfel de activități în rândul elevilor, a părinților, a cadrelor didactice de conștientizare a riscurilor expunerii la traficul de copii și care ar fi modalitățile și care ar fi capcanele în care copiii noștri pot să cadă ușor. De obicei se merge pe o rețetă de promisiune a unei vieți mai bune, a unei stări mai bune, a unei iubiri perfecte, care în fond se dovedesc a fi capcane reale. Formele traficului de copii, formele traficului de persoane sunt foarte multe. Aș putea rezuma exploatarea prin muncă, exploatarea prin sclavie, ar mai fi exploatările, bineînțeles, sexuale, cerșetoria, cam acestea sunt formele în care ajung până la urmă copiii căzuți în capcana traficanților de copii, traficanților de persoane și persoanele să fie exploatate pentru a produce bani iliciți unor traficanți, unor persoane interesate de a le exploata. Încercăm să conștientizăm, să-i facem să conștientizeze pe elevi, de fapt, și pe părinții acestora, pentru că participă și părinții alături, bineînțeles, și de profesori, de riscurile la care se expun prin consumul de droguri. Să încercăm să combatem astfel și fenomenul de violență, care este destul de des întâlnit, din păcate, în instituțiile de învățământ și la porțile acestora, bineînțeles, și tot ceea ce ține de bullying, probleme cu care ne confruntăm, trebuie să acceptăm că ne confruntăm și cu astfel de probleme, din păcate, și care, sigur că da, trebuie din start conștientizate, pentru că este primul pas pentru a le preîntâmpina. A fost un eveniment extraordinar. Nu am văzut de mult copii atât de atenți la un eveniment, liniște de plină în sală. Extraordinar. Cred că ar trebui mult mai multe evenimente de genul ăsta.
Motivat de dorința de a proteja pe cei din jurul său și de a contribui la un mediu mai sigur, un elev a simțit că este esențial să transmită un mesaj adresat populației și în special altor copii privind riscurile drogurilor și traficului de persoane. E cam foarte rău să faci așa ceva, drogurile, și să faci ceva de genul pe online. Nu știu cine ar face așa ceva, sincer. Și vă urez pe la toți copiii care se uită acum să nu faceți droguri și să puneți școala pe primul loc. Continuă demontarea țevilor care aveau rolul de a transporta agentul termic de la termocentrala Paroșeni spre abonații de la termoficare. Firma care taie țevile a ajuns la Petroșani și urmează să fie scos la licitație și cazanul de apă fierbinte de la Paroșeni. Administratorul judiciar a scos la licitație cazanul de apă fierbinte CAF, iar valoarea de pornire a licitației a fost de aproape 2 milioane de euro. Licitația a avut loc la Deva, dar nu a fost adjudecată nici acum, deși termenul a fost stabilit pentru a patra oară, acum în 2 octombrie. Între timp, însă, țevile de termoficare sunt scoase și din Petroșani. Magistrala de termoficare din Valea Jiului ajunge la fier vechi și este în aceste zile demontată și tăiată de muncitori. Licitația de scoasă din peisaj a țevilor a fost câștigată anul trecut de o asociere a două firme, Claus Service SRL și Remat Ardeal, lucrarea fiind adjudecată la 434.000 de euro. O parte a magistralei din Vulcan, spre exemplu, a fost și ea dezafectată și la fel s-a întâmplat și în zona Lupeniului. Termoficarea a fost oprită inițial în câteva orașe, dar mai funcționa la Vulcan sau la Petroșani. Din păcate, nu s-au găsit soluții și sistemul s-a deteriorat zilnic, așa că acum ajunge doar la fier vechi. Potrivit caietului de sarcini, terenul va fi lăsat și fără stâlpi din beton, care susțineau țevile. Rețeaua aparținea de termocentrala de la Paroșeni, parte a complexului energetic Hunedoara, aflat în insolvență. Liceenii din Valea Jiului sunt invitați să ia parte la un experiment în care vor cunoaște eroii dintr-un film de aventură care aduce în actualitate legendele dacice. Divizia de gaming de la Politehnica Timișoara ajunge la Lupeni. Tot aici sunt așteptați și actrița Ramona Bădescu și specialiști ai Facultății de Chimie Alimentară din Craiova, care vor vorbi despre modificările genetice. Străbunii noștri nu totdeauna făceau hărțile cum le facem noi astăzi. Ascundeau secretele lor în diferite obiecte. Cum ar fi acest coif? Dar știi care este cea mai frumoasă și fantastică hartă din lume? Într-o zi o să-ți spun. Primăria și Consiliul Local al Municipiului Lupeni, împreună cu Comexim Air, invită liceenii să trăiască o aventură care combină educația prin joc cu povestea captivantă a unor eroi moderni ce vor schimba lumea din temelii. Egregora, o aventură epică la granița dintre imaginație și realitate, transformă în eroi tinerii exploratori, învățând despre alchimie, prietenie și forța interioară care le va schimba destinele. Experiența îi face să descopere secretele străveche ale civilizației strămoșilor și pornește într-o călătorie de inițiere prin tărâm pline de legende. Totul se desfășoară în Ținutul Lupilor în 22 octombrie de la ora 16. Liceenii și părinții din Valea Jiului sunt așteptați la cinematograful din Lupeni să se întâlnească aici cu invitații de onoare care vin de la Universitatea Politehnică Timișoara, Divizia de Gaming, Daniel Ene, Agenția Limitless, Oportunități Nelimitate în Era Digitală pentru Generațiile Următoare, Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie Alimentară Non-GMO, Genetically Modified Organism, Maestrul Alin Panaite, prezentare și Arc Getodacic. Va fi acolo și actrița Ramona Bădescu, cea care va împărtăși experiența filmărilor pentru Egregora din vechea capitală a Imperiului Roman, Roma. Egregora este călătoria a 9 orfani care pornesc într-o aventură spectaculoasă cu scopul de a găsi comoara pierdută a regelui Decebal și secretele moștenite de la Atlanți. Intrarea va fi liberă. Elevii cu dizabilități din Uricani au experimentat astăzi bucuria escaladării. Cu zâmbete pe față și încurajări din partea celor din jur, aceștia au simțit adrenalina și satisfacția de a ajunge în vârf. Escaladarea stârnește emoții profunde, iar pentru cei cu dizabilități, acest tip de activitate devine o adevărată fereastră către o lume plină de posibilități. Fie că sunt îndrăzneți sau mai puțin curajoși, fiecare copil are ocazia de a înfrunta provocările și de a depăși limitele uneori autoimpuse.
Noi suntem o asociație care face terapie prin escaladă pentru copii și tineri cu dizabilități și facem asta de 10 ani și învățăm, știm să ne cățărăm și ajutăm și pe alții să învețe asta și nu în orice mod, ci într-un mod terapeutic ca să-i ajutăm să-și depășească limitele impuse de diagnosticul de dizabilitate. Iar ce facem astăzi aici este un proiect inedit cu sprijinul... Este implementat de asociația noastră, dar este realizată cu finanțare de la programul În Stare de Bine, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Și avem mai multe evenimente, am luat toată Valea Jiului pe care vrem să o aducem mai aproape de sport și de escaladă și vom avea aceste evenimente în fiecare localitate unde implicăm pe copiii și tinerii din școlile partenere să se cațere, să participe la ateliere sportive și ateliere senzoriale. Toți elevii prezenți la acțiune, fie că se confruntă cu dizabilități sau nu, au avut astăzi șansa de a se bucura de această activitate captivantă. Printre aceștia s-au aflat atât copii care au mai avut ocazia să escaladeze anterior, cât și pitici aflați la prima lor experiență, dar plini de curiozitate și determinare. A fost foarte bine, aș vrea să mai încerc. N-am urcat, dar sunt un pic mai fricos, de fel, am frică de înălțimi. O să încerc. Pentru copiii cu dizabilități, activitățile de escaladă devin o formă de terapie care ajută la dezvoltarea abilităților fizice, cognitive și emoționale. Avem doar doi copii cu dizabilități, avem un băiat cu spectru autism și o fetiță nevăzătoare și ceilalți cumva vor fi învățați cum să colaboreze cu copiii cu dizabilități, cum să integreze mai bine în învățământ, în activitățile pe care le au astăzi. Reprezentanții Liceului Tehnologic Retezat din Uricani, alături de profesorul de sport de aici, afirmă cu tărie că activitățile fizice și mișcarea reprezintă o cheie spre succes. Prin sport, copiii învață despre o colaborare, respect și perseverență, valori fundamentale ce îi vor însoți pe parcursul vieții. Este ceva extraordinar. N-au mai făcut mulți dintre ei așa ceva și pentru ei este ceva deosebit. Sper să fie activitatea cu rezultat deosebit. Ca orice mișcare, întotdeauna o văd utilă. În sensul că, fiind un oraș mic, cum a zis și domnul director, aveau nevoie de o altă activitate decât cea de plimbare în parc, de discuții, de alergat, de jucat fotbal. În perioada următoare, un astfel de turn mobil pentru escaladare va fi montat și în alte localități din Valea Jiului. După cum subliniază cei de la asociația Climb Again, cu fiecare metru urcat pe perete, copiii își construiesc nu doar abilitățile fizice, ci și încrederea necesară pentru a depăși orice obstacol din viață. Abordați traseele montane după posibilitățile fizice. Acesta este sfatul salvatorilor montani. În plus, aceștia ne recomandă să fim echipați pentru orice, pentru că vremea în munte este schimbătoare. De la soare la ploaie, ori la poviță și din soare în munte, sunt doar câteva minute și câțiva pași, așa că dacă vă gândiți la o drumeție în weekend, luați în calcul orice variantă. Turiștii să aibă de grijă la turele pe care și le-au propus să le facă, să totdeauna să consulte site-urile de meteo, unde cât de cât aflăm, cu, să spunem, aproape cu exactitate starea vremii. Întotdeauna la munte ei trebuie să știe că vremea, chiar dacă este la meteo, spune că e un pic schimbătoare, la munte cu siguranță va fi, pentru că se schimbă foarte repede și foarte des. Mai ales acum, în perioada asta, către toamnă-iarnă. Sunt zeci de apeluri la salvamont din cauza epuizării, așa că turiștii ar trebui să știe că au nevoie de încălțăminte sigură și îmbrăcăminte adecvată. Încălțăminte adecvată, bocanci în speță, pentru că toată lumea văd că mai nou folosește Adidas și pentru mers, ceea ce este total greșit în munte, și ține bocanci în rucsac. Este sigur că da, bocancul este un pic mai greu decât Adidasul, dar îți conferă o siguranță și un confort mult peste acel pantof sport, pentru că ține glezna, care ea este cea care obosește prima la mersul pe munte, la urcare și mai ales la coborâre. Nu avem potete asfaltate, nici betonate, multă piatră, unde calci nu este sigur. Și dacă plecați la munte, ar fi bine să nu o faceți singuri, ori dacă nu se poate altfel, măcar să anunțați pe ce traseu și pentru cât timp. În acest weekend suntem așteptați la Noaptea Albă a Galeriilor. Evenimentul are loc în 14 orașe din țară, printre care și Petrila și Petroșani.
Valea Jiului este pe lista locurilor din România în care se organizează Noaptea Albă a Galeriilor. 14 orașe din țară, printre care Petrila și Petroșani, își vor deschide spațiile alternative de artă contemporană pentru un program lung și plin de surprize. Între 4 și 5 octombrie, pentru al 18-lea an de Noaptea Albă a Galeriilor, publicul va putea vizita galerii, spații alternative, hub-uri creative și ateliere de creație din București, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Galați, Iași, Valea Jiului, Petrila și Petroșani, Reșița, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș. Vizitatorii sunt așteptați între orele 18 și 22, iar parteneri sunt cei de la Consiliul Județean Hunedoara prin Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică Hunedoara. Spațiile deschise vizitatorilor sunt Muzeul Salvatorului Minier din cadrul Exploatării Culturale Petrila, Strada Minei numărul 2 Petrila, Casa Memorială Ion de Sârbu, Strada Ion Desideriu Sârbu Petrila, Muzeul Instalatorului Român, Strada General Dragalina Petroșani, Muzeul Mamei, Strada Vulturului Petrila. Sâmbătă 5 octombrie la Exploatarea Culturală Petrila are loc vernisarea de la ora 18 a expoziției Formal, expoziția de pictură a artiștilor participanți la taberele de artă ale Fundației Ianza Art Intercultural. Evenimentul este găzduit și finanțat de Consiliul Județean Hunedoara prin Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică Hunedoara, având ca partener organizatoric Fundația Ianza Art Intercultural, precum și Planeta Petrila, asociații membre ale Valea Jiului implicată. Duminică la Petroșani, la tipografia Cowork din strada Nicolae Bălcescu numărul 2 Petroșani, are loc proiecția filmului Blix, nu bombe, de la ora 19. Cu această informație încheiem știrile Mondo TV de astăzi. Rămâneți cu informațiile meteo. Să aveți o seară cât mai bună!